Vă iert pe toți cei care m-ați irosit și care m-ați folosit ascunși după măștile bunelor intenții și ale dragostei. Vă iert pe toți cei care mi-ați luat pacea sufletească și care mi-ați oferit nopți albe pline de frământări și de lacrimi. Vă iert pe toți cei care mi-ați luat câte ceva, fie că au fost lucruri, timp, visuri sau oameni pe care i-am iubit și de care depindeam sufletește. Vă iert pe toți cei care m-ați mințit, care mi-ați înșelat așteptările, care m-ați trădat și care m-ați lovit pe la spate nemeritat. Vă iert pe toți cei care prin disprețul vostru ați reușit să mă faceți să cred că nu sunt destul de bun și de frumos, că nu sunt demn de voi, că nu am nicio valoare și că nu merit să fiu prețuit. Vă iert pe toți cei care m-ați amăgit cu promisiuni frumoase doar pentru a-mi câștiga iubirea. Vă iert pe toți cei care mi-ați întors spatele și care v-ați făcut nevăzuți în cele mai grele momente ale vieții. Vă iert pe toți cei care ați stat în fața mea numai cu mâna întinsă, dar care nu mi-ați oferit niciodată nimic. Vă iert pe toți cei care m-ați lovit peste obrazul pe care în trecut l-ați pupat și l-ați mângâiat. Vă iert pe toți cei care ați încercat să mă schimbați, să-mi luați libertatea de a fi eu, să mă asimilați turmei și să mă minimalizați. Vă iert pe toți cei incapabili să mă cunoașteți, care m-ați denigrat și care m-ați judecat după standardele voastre mici și niciodată după calitățile mele. Vă iert pe cei care ați fost indiferenți la durerile mele, care mi-ați oferit priviri răutăcioase atunci când aveam nevoie de un zâmbet, care m-ați rănit cu cuvinte grele atunci când aveam nevoie de o vorbă bună și care mi-ați întors spatele atunci când aveam nevoie de o îmbrățișare. Vă iert. Pentru că vreau să-mi eliberez sufletul și mintea de voi. Vă iert și vă uit. Să fiți fericiți. Un fragment din cartea Insomnii a Irinei Binder. Căutați cartea și citiți-o, dragii mei. O zi faină să aveți.